Uite-o ce fain arată cu tricolorul pe ea. O vezi? Nu de ăștia, mă, de mașina de poliție. De ce a trebuit schimbată, o nene? Sunt la Pașcani, am descoperit Kauflandu. Cu siguranță voi găsi ceea ce caut. Ce caut? Opa, stai să-mi pun ăștia. Caut niște carniță. Din aia de porc de care am mai luat. Să mai bă o gură de cafea. Mască, bani, totul e perfect. Close. Vezi, de asta zic, să te parchezi aici. Aici nu se parchează nimeni și poți să faci stânga, dreapta. E important. Dacă te bagi aici între ăștia, nu mai poți să ieși nici stânga, nici dreapta, dacă în față nu ai loc. Și e lungă, uite-te cât e de lungă. Piele ar trebui curățată, sunați. Trebuie să punem aici torpedoul ăsta. Bă, niște mici din ea, parcă ar merge și niște mici. Uite aici, taco, pepco, toții sunt aici, frate. E un fel de n-ai să crezi. Mă scuzați, pardon. A, uite un știu din ăla de cafea. O, mă, e fain aici. Mersi? No, hai să căutăm cărnița, nene. Unde este cărnița? Uite ce frumos e aici, cine a zis că lui frumos? Cred că acolo, în stânga. Bă, știi ce e mișto? Că mai toate magazinele au cam aceeași așezare și oriunde ai merge, e important că tot acolo le găsești, știi? De prosoape, de șters pe dedesubt, cearșafuri, titit. Așa, ăsta e un raft, dar nu de aici cred că trebuie, sau din astea sunt. Uite că astea sunt la 12 lei, pulpă red paper. Știi ce cred totuși despre carnea asta? Sper să nu fiu răutăcios. Vezi prețul la raft. Cred că e aproape să expire și o dau ei, o fac în chestiile astea și ți-o dă ție, știi? Pe care să o luăm oare? Că sunt cam la fel, cam toate. Ce că 500 de grame, dar nu. Arată bine. Preparat din porc, de găinușă, e ok. Bă, pită. What the fuck? Pită trebuie, uite aici. Să luăm și niște pită, una mică, mică, o pită mică pe raftul de jos. 3 lei, 5 lei, 8 lei, 6 lei. Am o pită mică, mică îmi trebuie. Asta, la 2 lei. Știi că întotdeauna... Bă, dar asta e prea mare, mă, nene. Sabus, pâine albă. E prea mare, mă. Mult prea mare. Toate la fel, mă? Aha. Sabus franzelă, 300 de grame, 1,60 lei. Deci care e asta? Cu cartofi? Nu. Deci care e asta? A, asta? Cu făină? Ferească Dumnezeu, de mai știu ce păleați amețit aici, bă, băieți. Asta ce e? Velpitar? Sau ce e asta? Sabus, 400 de grame, dar asta o fi. 300 de grame îmi trebuie. Bă, fițar pâinile lui soare, asta e o pe vatră. Da, mă, asta e. Așa. Ce ne mai trebuie? Nimica. Unde e casa, frate, aici? Olei, că eram dreapta. Bă, serios. Conserve. Asta e invers pus, bă, nu înțeleg. Bine merg, mă, dau-mă pe aici. Gata, nene. Pulpă red, nu știu de care. Trebuie să vedem ce conține asta. Mai trebuie ceva? Un pachet de pipe mi-ar trebui. Covrig, măsura lui covrig, mano, casa liberă, acolo mă duc. Trrr, ce viteză am. Uite,
Și toți din aia cu Corona Spiritus. Să punem și asta aici. Altceva. Săruna, mai îmi dați și un pachet de Winchester lung, vă rog. Pardon. 36. E ok, da? Mulțumesc, Săruna. Fain la oamenii ăștia aici. Dă-te torturi dacă vrei. Cu chiftele. Asta e doar cu bani? Băi, e la fel ca ăla de la Lidl. Nu mai știi pe ce stradă am ieșit, pe unde am intrat, frate. Corona Spiritus ăsta. Fain spațiu ăsta aici, destul de mare. Foarte ca lumea, aerisit. Da, da, e bine. Decât la îngrămădală, nene. Așa este foarte fain. Ai loc să splași mașina și toate cele. Niște papuși de la Daihuan, de acolo ar trebui. Vezi că ți-a târnă bicicleta aia în spate. Bă, bine că am găsit cărniță. Mă duc la Suceava să fac livrarea asta. După care... Tot în regulă aici? E ok, mai am 4 rastele. Le-am legat aici, jos, știi? E foarte ok. E plăcut. Raftul lui Smiley. Îmi place reclama asta, cum am jucat reclama asta cu Smiley. E foarte interesant. Să mă duc să-mi iau și o cafea de acolo, oare? Dar mai am aici. Nu mai îmi iau nimica. Ce? Un vibrat ăsta. Vânzări, o să intrăm și pe Cluj. Și atunci o să ceri o rută aia. Poate, poate, ne vedem și noi la o cafea. Cu siguranță, nene. Vorbeam... Cu siguranță, nene. Vorbeam aici cu Mihai. E grupul al nostru de WhatsApp, știi? Și... Vezi că s-ar putea să se extindă firma lor de pită și pe Cluj. Și să ia el ruta aia, să ne vedem. A, apropo de chestia asta, ideea care e că ați văzut... No, cu mulți vorbesc și să ne vedem. No, nu prea găsim momente. Cu cine? Cu Cipri. Tot mă chinui să mă văd pe aici prin Moldova. Cu Alin. A dispărut Waze. Adu-l înapoi. Dacă ai scos Waze-ul, mai spart, mai terminat. Mă vezi aici, poți să ieși pe direcție înainte. Numai că Gabi de la Iași zice, frate, I have a big car. ATF, uite-l ce face, s-a oprit acolo. N-ai treabă. Just drive. Aprindeți luminile. Le-am pornit toate și azi noapte le-am oprit. Bun, hai să mergem. Nu fumea asta că e închis la Kaufland. Bă, foarte mișto zona asta aici, mi-a plăcut, chiar e ok. Văd că au început să asfalteze și pe aici, mai sunt câteva drumuri în lucru. Mă bucur, domn primar, că e inițiativă. E important să avem șoseaua bună.
pentru că după cum bine știi, plătim foarte multe chestii. Uite aici utilajele, îți la repauză astăzi că este sâmbătă. Cu smoală. Servus. Spătărești. Ce chestie, cumpărătura, știi? Ălalta claxona, nu eu. Nu, nene, de aici îi dăm. Îi dăm înainte.